suntem din ce în ce mai convinși că avem nevoie de exemple concrete pentru a ne dezvolta pe plan personal sau profesional. În ceea ce privește îmbunătățirea noastră duhovnicească, ne alegem modele dintre sfinți sau, mai aproape de zilele noastre, de preoți care au mărturisit credința ortodoxă în închisorile comuniste. Un nou slujitor al altarului ne este prezentat în continuare de șeful secției de istorie arheologie a Muzeului Olteniei din Craiova, profesor dr. Toma Rădulescu. Părintele Mihai Bădescu s-a născut în ziua de 8 noiembrie 1925 în orașul Slatina, într-o casă de preoți. Constantin și soția acesteia Paraschiva, care provenea la rândul lor dintr-un șir lung ce se întindea pe sute de ani, care slujiseră altarului. A absolvit liceul și a urmat și Facultatea de Teologie din București și apoi Institutul Pedagogic de Învățători. Citez. Pentru întreprindere de acțiune în favoarea unei organizații interzise, am încheiat citatul, prevăzută și pedepsită de articolul 209.4 Cod Penal, studentul în teologie Bădescu Mihai a fost arestat preventiv la 13 iulie 1948 și trimis în judecat. Mișcarea studenților teologi din 1948 este arhicunoscută în întreaga literatură de specialitate și arată opoziția certă a viitorilor preoți la un regim ateu comunist. Conform sentinței numărul 210/1949 a Tribunalului Militar București, a fost condamnat la un an închisoare corecțională, deoarece ar fi fost recrutat de către Vaman Constantin într-o organizație subversivă condusă de Sultana Petre. A fost ținut în cercetări timp de un an de zile, deși în urma unei ședințe, văzând caracterul, citez, subversiv al organizației, refuzase să intre în aceasta, motivul acuzării fiind, citez, o misiune de denunț în cadrul unei mișcări studențești. Am încheiat citatul, cu care de fapt nu a avut să legături directe. Pedeapsa a fost executată în penitenciarele de la Jilava și Pitești, unde a fost crunt maltratat și în sfârșit a fost eliberat în ziua de 10 iulie 1949. Este demn de menționat faptul că Patriarhul Justinian, vrednic de pomenire, deși știa trecutul politic și se recomanda să nu mai fie reprimit la Facultatea de Teologie, totuși a acceptat rescrierea făcându-i memoriu și a devenit preot în Comuna Mihăieștii de Sus Hold. Și după aceea a fost alungat și de acolo și a fost obligat să se angajeze la întreprinderea Oltu, apoi la Cec și cele din urmă a fost învățător în Comuna Valea Mare. A fost angajat chiar la Irta Slatina. Pe când era învățător, securitatea l-a încadrat cu mai mulți informatori care au observat că Bădescu Mihai avea atitudini anticomuniste. Astfel, într-una din notele informative din anul 1970, era menționat că ar fi spus că, citesc, legile noastre sunt făcute numai pentru a face paradă în fața străinilor, dar și ele se aplică foarte prost în realitate. Am încheiat citat. De altfel, a mai continuat după ce a ieșit la pensie, a continuat să slujească domnului absolut dezinteresat, până la trecerea la cele veșnice.